Polițiștii sectorului Ciocana sunt în căutarea femeii care apare în imagini, fiind suspectată de furt de la o locuitoare a capitalei. Victima de 59 de ani a spus polițiștilor că suspecta a venit la domiciliul acesteia și, sub pretextul de a-i transmite o sumă de bani, a intrat în apartament. Văzându-se în casă și profitând de neatenția femeii, suspecta a furat bani și mai multe bunuri, după care a părăsit apartamentul. În context a fost dispusă inițierea unei cauze penale pentru furt, iar femeia riscă o pedepsă cu amendă în mărime de până la 68.000 de lei sau 4 ani de închisoare. Persoanele care au recunoscut femeia din imagini sunt rugate să informeze poliția la 112.